Bun, hai să vă prezint puțin zona, puțin traseul. Acesta este un centru de trial stabilit în anul 1983 și se țin și competiții internaționale, cât și campionatul național British Trial, și are secțiuni foarte grele și are secțiuni și ușoare pentru începători, secțiuni medii, deci ai un mix de toate. Vă arăt acum o secțiune grea, aș putea spune. Nu fac această secțiune pentru că este prea dificil pentru mine, nu am tehnica necesară. Obstacolele sunt destul de mari, sau avem obstacolul ăsta, care bineînțeles te duci până sus și aterizezi pe partea cealaltă. La fel, obstacolul acesta este foarte asemănător cu celălalt, undeva de aici va trebui să sari direct aici, roata spate, să aterizeze pe porțiunea asta. Și avem ceva care mi se pare absolut imposibil, deci de aici sari direct pe copacul ăla sau ce a mai rămas din el, bușteanul ăla. Așa, se vede că au crestat pentru a avea o aderență mai bună, deci cineva chiar face treaba asta, nu-i pus de formă aici. În momentul când ai sărit de jos, sus, și apoi combini cu obstacolul acesta sau cu piatra asta și continui traseul pe partea altă. Sunt niște chestii care nu cred că o să le fac absolut niciodată. Sunt chestii pentru profesioniști sau foarte profesioniști. Da, asta este secțiunea cu foarte multe pietri. Avem foarte multe pietri aici. Ai și un râu pe acolo, dacă vrei să dai prin râu. Nu este foarte mare, este destul de mic. Dar se ține o etapă din campionatul național sâmbătă aici și văd că deja au marcat traseul. Așa că o să încerc câteva trase astăzi. O să încerc să vedem ce reușesc. Bineînțeles, nu o să încerc secțiunea asta aici pentru că este foarte grea și vreau să plec întreg acasă. Piatra asta, pe piatra asta am încercat, sau obstacol, ce dracu fi. Am încercat pe asta, dar la fel. Încă nu. Partea cea mai nasolă când încerci pe obstacolul astea de piatră, că cam distrugi motorul, cam zgârii capacele. Na, plasticele sunt ok, dar dacă zgârii capacul, cam nasol. Așa, și cam asta este traseul. Da. Aici la fel avem secțiunea foarte grea sau secțiunea profi, deci mai mult ca sigur nu o să ne atingem de ea astăzi. Dar o să vă arăt secțiunea pe unde mă dau eu. Nu este foarte grea, este o secțiune pentru începători. Bineînțeles, eu sunt începător, așa că nu are ce să-ți fie rușine că nu știi să te dai. Oamenii sunt foarte de treabă aici, te ajută, poți să-i întrebi, te învață. Deci toată lumea este foarte, foarte prietenoasă, aș putea spune. Și ca să vii aici te costă 20 de lire pe zi, sau poți să plătești pe tot anul 240 de lire, ceea ce am făcut și eu. Și atunci ți se dă codul de la poartă și vii când vrei, stai cât vrei, pleci când vrei. Bineînțeles, nu noaptea. Secțiunea profi este recomandată, dacă faci secțiunea profi, să ai pe cineva cu tine, să ai un prieten, în cazul în care practic nu-i nimeni pe aici acum. Deci dacă cazi pe undeva și îți rupi pe o mână sau un picior, ar fi indicat să ai pe cineva cu tine. Da. Lăsăm secțiunile astea pentru alții. Noi o să mergem pe cele mai ușoare. Băgăm un sandwich, băgăm un Red Bull și apoi pornim motocicleta.
Cam atât pentru prima sesiune. 20 de minute intense. Normal, fac un pic de încălzire înainte. Dar pentru că și filmez astăzi, am zis să trec direct la acțiune, ca să nu, să nu mai vină și alți rideri și da, să-mi curg lumea cu filmatul meu. Asta a fost o secțiune mai medie, să zicem așa, mai medium. Mă duc în partea cealaltă, acolo practic acolo e mult mai ușor, adică mult mai ușor, mai ușor, mai mult pădure, bușteni mici și o să mai exersez acolo. Este prima dată când ies cu acest motor și e ok, dar e prea agresiv față de celălalt, la fel, ST300 Sherco, ăla era 2015, ăsta e 2017, factory spec. Cred că la meu aveam accelerație lungă, ca să zic așa, pentru că ăsta mi se pare foarte nervos. Nu pot să accelerez, pentru că dacă accelerez tare, se turează foarte tare și în momentul când dai drumul la ambreiaj, s-a dus în ceruri. La celălalt, puteam să turez mai tare, să dau drumul la ambreiaj și nu avea pornirea aia așa. Deci probabil va trebui să-i schimb accelerația, pentru că e prea agresiv, e foarte agresiv. Cred că, nu știu, probabil e un motor pentru profesioniști care deja știu toate tehnicile, știu cum să folosească accelerația, ambreiajul, poziția pe motor și așa mai departe. Așa că va trebui să o las mai moale. Am avut câteva momente în care era să-l arunc și deocamdată o să o las mai încet pe ziua de azi, că va trebui neapărat să-i schimb accelerația, să-i pui accelerație mai lungă. Accelerația e foarte scurtă și un pic ai turat și deja înnebunește. Practic ca un enduro în doi timp sau ca un motocross în doi timp. Apă și sneakers. Orice motociclist știe că sneakersul ăsta e foarte bun să-l ai cu tine. Așa că facem o pauză de 10-15 minute, să ne răcorim, să răcorească motorul și mergem în partea cealaltă. Aflăm în zona de începători, ca să zicem așa, secțiunea 3. Aici nu avem pietri, nu avem obstacole mari, deci totul este mic, cum este acest burșean, deci poți să practici foarte bine trecerea cu motorul peste el. Sunt foarte curios cum o să reușesc cu motorul ăsta, din cauza accelerației, care mi se pare foarte brutală. Încă nu m-am obișnuit cu ea, practic m-am dat 20 de minute, așa că o să trec la treabă să văd cum reușesc să trec acest burșean. Bușteanul ăsta este micuț, deci este foarte ușor de trecut. Încă nu m-am obișnuit cu accelerația, cu motorul celălalt trec ăsta fără probleme din prima. Am avut nevoie de puțin timp să mă acomodez cu accelerația, dar cauciucul ăsta este mai slab față de celălalt. Ăsta este un Michelin Trial X-Lite. Inițial am crezut că e mai bun, dar mi se pare că alunecă mult mai tare pe bușteanul ăsta. Pe celălalt motor am un Michelin Competition,
Deci probabil Michelin Competition e mai bun sau va trebui să mai las din presiune. Ne mutăm în altă parte unde este un buștean mai mare, mai greu de trecut. Aveam puțin probleme și cu celălalt motor, așa că sunt foarte curios cu ăsta ce rezolvăm acolo. Haideți! Am ajuns la celălalt buștean. După cum se vede, ăsta e destul de mărișor față de celălalt. Aveam puține probleme cu celălalt motor. Nu știu ce să zic cu ăsta. Nu știu dacă trec. Bun, hai că vă las undeva jos. Vă las aici. Așa. Și să sperăm că reușim. Sperăm, dacă nu. Aia e. Nu-mi place cauciucul, cauciucul nu prinde deloc. Lemnul e uscat, nu e ud și ar trebui să prindă foarte bine, dar nu-mi place. Nu-mi place cauciucul ăsta cum prinde deloc. Ori simplu fapt că e uzat, o să încerc să cobor presiunea puțin el, să vedem după aia. Ori simplu fapt că nu e bun. Probabil mai bun Michelin Competition. Mai las din presiune și mai încercăm. Presiunea, parcă o idee prinde mai bine, dar tot nu-mi place. Nu-mi place accelerația și nu-mi place cauciucul. E prea agresiv. Ori îi dau prea multă accelerație, ori nu-i dau. Ori îi dau prea mult ambreiaj, ori nu-i dau. Nu știu. Probabil dacă mă dau mai mult cu el, o să încep să învăț să stăpânesc puterea aia, dar mai mult ca sigur, celălalt era mai bun. Îmi place felul cum se simte motorul ăsta, e mai închegat, se simte mai bine, suspensiile are 8 clinți pe spate, nu știu ce are pe față, probabil tot ceva suspensii mai bune pentru că e factory spec, dar e prea agresiv. E prea agresiv și probabil o să rezolv cu accelerația și atunci o să simtă mult mai bine. Hai, mai încercăm de două ori și aia e, nu are rost. Ziua de astăzi, tradingul de astăzi, de fapt nu a fost un trading, mai mult a fost o chinuială. Cauciucurile și accelerația, următorul lucru care o să fac la motorul ăsta, sau păstrez celălalt. Nu știu, o să mă decid. Ați văzut ce înseamnă trialul, este un sport destul de solicitant, aș putea spune, este un sport foarte tehnic, ai nevoie de multă tehnică, bineînțeles, la vârsta 16 mai greu cu tehnica, dar încet încet încep cu lucruri mărunte și ajung la lucrurile mărețe, ca să nu începi pe secțiunea de profi și să te sperii foarte ușor. Dacă vreun dintre voi vrea să încerce acest sport, puteți să lăsați un comentariu sau un mesaj, vă pot împrumuta motorul fără nicio problemă, să încercați, să dați o tură, să vedeți cum, dacă vă place sportul. Și probabil venim în echipă data viitoare. Sper că nu v-am plictisit încă o dată cu acest vlog. Următorul probabil o să fie despre mașini, pentru că am și pasionați de mașini pe canal, dar până la urmă canalul este despre motociclete și despre mașini, sau așa că o să combin vlogurile mașini cu motociclete. Până data viitoare, fiți cuminți!